În prima duminică după sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Biserica Românească din Apateu, care este închinată, și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. La slujba oficiată ieri de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan în Biserica Parohiei Apateu din Ungaria au participat și credincioși din Oradea. De mai bine de 200 de ani, Sfântul Ierarh Nicolae este și ocrotitorul Bisericii Ortodoxe Românești din Apateu și se vede cu adevărat purtarea de grijă a sa față de această biserică prin părinții pe care i-a rânduit de-a lungul vremii și iată și prin părintele care de mai bine de două decenii poartă de grijă acestei biserici, părintele Origen Sabău, care este și consilier cultural al episcopiei noastre și care a împodobit în mod deosebit această biserică cu tot ceea ce îi trebuiește și cu o pictură foarte frumoasă. Pe de altă parte, și împrejurimile acestei biserici au fost împodobite prin străduințele părintelui Origen și prin priceperea sa, dar și slujbele și în special această slujbă de hram a fost o sărbătoare a Comuniunii Frățești și Românești de aici din Apateu, dar și de dincolo de graniță. Astăzi ne bucurăm cu ocazia acestui mare praznic pe care l-am săvârșit în cadrul bisericii noastre, împreună cu toți credincioșii noștri și cu toți oaspeții dragi veniți din România, din Oradea, și ne putem declara astăzi bucuroși și mulțumiți pentru tot ceea ce Dumnezeu a dăruit bisericii noastre în acest praznic minunat. Copiii din ansamblul Mugurelul Bihorului de la Școala Generală Dimitrie Cantemir din Oradea, împreună cu trei soliști, au oferit credincioșilor un concert de colinde tradiționale românești. Colindătorii au fost răsplătiți cu dulciuri. Am poposit alături de elevii din clasa 4C, membri a ansamblului folcloric de copii Mugurelul Bihorului de la Școala Dimitrie Cantemir din Oradea, la Biserica Ortodoxă din Apateu. Am adus colindul sfânt și drag la românii din Ungaria. Biserica Românească din Apateu a fost așezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae încă de la zidirea ei în anul 1807.